etapă. Așa. Așteptați un pic mai spre Construcția și în veci vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindeni pre toate le împlinești, misterul bunătăților și dătătorilor de viață, vino și păstărășulește într-o și ne curățește prin noi de toate tinecinea și mântuiește bunurile spetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părinte Moarte, miluiește pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părinte Moarte, miluiește pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părinte Moarte, miluiește pre noi. Preasfântă Trăime, miluiește pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să rostim cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pacea Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru instituția aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu lucrează întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor să-i rog și cu îndurare să ne miluiască pe noi. Domnului să ne rugăm, pentru ca să nu întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacere pe care le-am primit de la El, ci ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere tot bine primită să-i fie Lui această rugăciunea noastră, Domnului să ne rugăm, ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i rog și buna cerere și dorirea credincioșilor să-i spre bine să le plinească, și ca un milostiv totdeauna să le dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale Biserici întregului Său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm, pentru ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică, pe toți cei ce lucrează în această instituție și pe noi, pe toți de vrăjmași și văzuți și nevăzuți, cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor Săi, totdeauna să-i înconjoare pe credincioși și să-i rog, Domnului să ne rugăm, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, mânia, primejdea, nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul Tău. Doamnelor și domnilor, vă felicităm pentru această investiție realizată și sperăm că rugăciunea pe care am adus-o, rugăciune de mulțumire în fața lui Dumnezeu pentru tot sprijinul și tot suportul pentru eforturilor dumneavoastră să rodească și, dat fiind faptul că acum vom merge să stropim în fiecare din încăperi, sperăm că în cel mai scurt timp să ne chemați din nou la altă astfel de investiție, pentru că atunci când avem copii, întreaga comunitate se bucură și, având astfel de centre, astfel de instituții, cu siguranță romașcanii vor simți cu atât mai mult plăcerea de a avea copii și generații care să ducă mai departe valorile urbei noastre. Vă felicităm încă o dată și vă dorim să vă dea Dumnezeu putere să faceți cât mai multe astfel de investiții. Doamne ajută și mulțumim pentru rugăciune și pentru bun. Mergem.
Dragi bucernici părinți, stimați consilieri, reprezentanți ai primăriei municipiului Roman, reprezentanții ai centrului, șefa centrului Casa Fluturașilor, prima dată am să vă transmit tuturor la mulți ani, un an bun, cu realizări și multă sănătate, pentru că e prima întâlnire din acest an. Și totodată, astăzi, într-o zi de sărbătoare, mare sărbătoare creștinească, e vorba de botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iată că începem și noi anul prin botezarea unei noi investiții. Și suntem astăzi la fosta Creșa Smirodava, cum îi spunem noi, unde am finalizat un proiect privind creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Roma. Este un proiect care a început în anul 2018, în vara lui 2018, a cărei recepție a fost făcută în decembrie și iată că, așa cum am promis la începutul acestui an, vom putea deschide activitatea în această clădire nouă. Această investiție a fost realizată în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est, fapt pentru care îi mulțumesc domnului director Asandei și întregului colectiv al Agenției de Dezvoltare Nord-Est, cu care am colaborat extraordinar de bine și iată că urmarea acestei colaborări, mijlocită sigur de compartimentul de implementare a proiectului din Primăria Municipiului Roman, reușim astăzi să avem acest obiectiv model, așa cum am spus, îndeplinind normele de eficiență energetică de ultimă generație. Sunt aici modificări atât structurale, din punct de vedere arhitectural, al eficienței energetice, dar totodată și modificări și în instalații noi. Vorbim de instalații electrice noi, vorbim de instalații de climatizare modernă, vorbim de instalație termică pe condensare automatizată, vorbim de energie electrică regenerabilă, având în vedere că această clădire are un complex de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 5 kW. Ne-am dorit ca această clădire să găzduiască Casa Fluturașilor, cum îi spunem noi. E vorba de un centru de zi pentru antepreșcolari, unde principala activitate este cea a incluziunii copiilor antepreșcolari, oferindu-le asistență socială, oferindu-le relaxare, oferindu-le îngrijire și totodată consiliere pentru părinți și aparținători. Și sigur pentru a prezenta câteva aspecte legate de modul de desfășurare a activității, de ceea ce se face propriu-zis în acest centru, o am alături de mine pe doamna Roxana Balint, care este șefa acestui centru și sigur o să rog să vă spună câteva cuvinte despre aceste aspecte. Bună ziua, bine ați venit la Casa Fluturașilor. Noi realizăm activități cu copiii de la 1 la 3 ani antepreșcolare, activități de socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață independente, consiliem părinții în diverse probleme. Activitatea o să începem de luni, 10 ianuarie, cu 54 de copii. Capacitatea este de 90 de locuri. Datorită condițiilor pandemice, o să avem un maxim de 54 de copii, organizați în 3 grupe. Programul de la 6 la 17 după amiaza. De obicei, în fiecare an am acoperit cererea. Nu a fost o cerere mai mare decât oferta noastră. Nu au fost probleme să respingem dosare, decât dacă nu întruneau condițiile. Îi așteptăm din nou în noul centru. Sperăm să ajungem la capacitatea maximă cât mai repede, astfel încât să ne desfășurăm activitatea cât mai bine. Mulțumim pentru precizările tehnice, să zicem, făcute privind activitatea centrului.
Și voi continua această prezentare spunând că, și acum am constatat cu toții, mergând pe aceste culoare, am putut vedea că sunt circuite moderne, respectate, că avem circuite pentru personal, circuite pentru blocul alimentar, circuite pentru copii. Fiecare circuit beneficiază și de lift sau ascensor separat, spații generoase, grupuri sanitare și cu circuite individuale, tocmai pentru a asigura atât condiții de confort cât și de siguranță în tot ceea ce înseamnă atât activitatea de, să zicem, didactică care se desfășoară cu copiii, cât și activitatea administrativă auxiliară, aceea din blocul alimentar sau din zonele administrative. Sigur, sunt condiții pe care așa trebuie să fie într-o societate modernă și de aceea ne dorim și noi să oferim aceste condiții romașcanilor care au așteptat locuri mai multe în creșe și iată că reușim să facem acest lucru. Aș mai face o precizare, poate ați auzit și dumneavoastră, chiar la începutul acestui an am primit vestea aprobării de către Ministerul Dezvoltării a unei noi creșe în municipiul Roman, o creșă de 110 locuri, care se va construi în municipiul nostru, astfel că alături de cele 90 de locuri disponibile în acest centru, vom putea oferi tinerilor din Roman pentru copilași 200 de locuri disponibile într-o perioadă următoare, astfel că zicem noi că problema care trenează de ceva ani va putea fi rezolvată. Acest obiectiv, așa cum am zis, finanțat în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est și început în 2018, a avut o valoare de aproape 8 milioane de lei, 7.920.000 de lei, din care peste 4.250.000 a reprezentat contribuția administrației publice locale. Așadar, peste 50% din ceea ce vedeți aici este efortul administrației publice locale. Iar din punct de vedere tehnic, așa cum am spus, pe lângă Agenția de Dezvoltare Nord-Est avem constructorul, care a fost SC Robu Construct, prezent aici la această inaugurare, căruia îi mulțumim pentru colaborare, deși au mai fost momente contundente, dar știți cum este, niciodată beneficiarul și constructorul nu sunt tot timpul în aceeași idee, dar totul e bine când se termină cu bine și astfel obiectivul a fost recepționat și redat utilizării. Un obiectiv care a luat ființă în 1975. Iată că la aproape 50 de ani de la înființare reușim să o reabilităm, să o modernizăm în acest fel. Totodată mulțumesc și colegilor din compartimentul de implementare proiecte de municipiul Roman, direcției tehnice și tuturor celor care au depus eforturi în toți acești ani pentru finalizarea acestui obiectiv important. Iar de aici încolo voi dori succes, putere de muncă, sănătate colectivului de la acest centru, Casa Fluturașilor și așa cum am fost mulțumiți de activitatea pe care au depus-o în decursul timpului, în condiții care poate nu au fost tot timpul cele mai bune, sunt convins că de acum activitatea va fi cu atât mai bună și mai apreciată. Închei prin a ura multă sănătate tuturor și încă o dată mulțumit, poate am uitat pe cineva și sigur, preacucernici părinți, vă mulțumim pentru gândul bun și rugăciunea pe care ți-a adresat-o astăzi. Și pentru că mâine e o sărbătoare mare a creștinătății, am să transmit pe această cale la mulți ani tuturor celor care serbează ziua numelui Sfântul Ioan Botezătorul mâine. Multă sănătate, un an bun pentru toată lumea. Vă mulțumim!